G2A, jocuri ieftine! Bă! Salutare, pinker și pincărițe, și bine ați revenit la un nou episod de Witch It cu Narcisa! Spune-mi, te rog, că ești vrăjitoare. Sunt vrăjitoare. Ești vrăjitoare, e bine, nu de alta, dar episodul trecut, din 5 meciuri, 4 Narcisa era în echipa inamică. Jocul ăsta, jur, a vrut să ne despartă Narciso. A vrut să ne despartă și nu o să reușească, pentru că noi suntem un cuplu de gameplayeri profesionali sau ceva. Adevărat. Și vreau să mă fac și eu în cutie de asta și să rămân acilea și să sper că nu mă găsește nimeni. Cine este găsit primul este un ou stricat. Băi, nu știu de... Uai, de unde e asta cu ou stricat? Să nu fiu eu. Nu era dintr-un desen animat? Pentru că să fim serioși, cine ar spune chestia asta în mod neiro? Like-uri foarte multe, vă rog, dați-ne like-uri, 100, I swear to fuck. 100. Bă, ți-am zis că 100 nu sunt multe, mă, bă, trebuie sunt să... Sunt multe. Ba, nu sunt multe. Aaaa! Eu nu, oh my god, lord, what? M-am transportat în altceva pentru că am crezut că gen și practic mi-a fost frică și bine, Narciso, ia lasă că... Deci de Hunter-i să iei. Oh my god, ești încă în viață. Oh, nu, a murit. Bă, deci nici măcar o șansă nu vrei să-mi dai să mă lași să te bat. No, de fiecare dată când sunt Hunter, oh, mor. Fira ar să fie de nemernică, bă, tu faci intenționat, nu-i așa? Nu, dar n-am știut. Da, capa, capa, știi cum se zice, capa. Este cineva mai aici, nu este nimeni acolo. Câți mai sunt, mă? Doi. Băi, pe bune că mai sunt doi? Doar doi, dude. M-a găsit ăla pentru că eram în literalmente cel mai prost loc în care te poți ascunde și gen apoi... Cred că ar trebui să-mi iau puterea de levitat, știi, ca să mă ascund undeva mai sus. E vina ta. Uite, unul e costumat în... Văd, e îmbrăcat gen tot în roz și lasă un curcubeu în spate. În roz. Da, iete-te la el, vină încoace după... Mai este o vrăjitoare. Păi uite, mă, cum nu vezi că lasă curcubeu. Mamă, ce frumos e. Cele mai frumoase culori este ale curcubeului, care sunt literalmente aproape toate oricum, așa că nu contează. În ce? Costum de Paști. În costum, uite, cum adică costum de Paști? De ce e la un costum de Paști? Oh, uite, ăsta cu iepurele? Da, ăsta. Bă, da, chiar ce mișto e. Chiar vine Paștele acușa. Poate o să putem face rost de skin-ul de Paște șmecher. Bă, mai este o singură vrăjitoare. Aruncă cu găini, bă, ne trebuie mai multe găini aici, ok? Mereu uit să arunc cu găini, nu știu. Păi eu trebuie să spamez găina la cooldown, mă înțelegi? Că ăsta aparent este foarte bine ascuns și nu știm unde și trebuie să-l găsim. Pentru că dacă am pierdut, trebuie să-i facem și pe ceilalți să piardă, știi? Ca să ne simțim noi mai bine cu faptul că am pierdut. Deci am aruncat o găină acolo, era încă una, doamne. Ok, unde ești, măi, nenorocitule, băi, nemernicule? Atâți hunteri, nici eu nu pot să prindă vrăjitoare. Păi, dar cine știe, e de la bulangiu care, cine știe, s-a ascuns într-un pixel de hartă undeva într-un colț unde nici măcar nu se poate găsi o vrăjitoare sau ceva. 60 de secunde, ok, asta nu-mi place, de s-ar putea să pierdem. Mă up aici pe tot și peste tot și nu văd absolut nimic. Nu știu nimic. De ce am impresia că o să o găsesc eu. Și dacă o găsești... Ui, stai o secundică, poate e aici. Nu e aici, ok. Unde? Nu m-am gândit că e poate pe casa unde se spunează hunterii, dar nu. Bă, sunt sigur că e ascuns undeva sus pe vreo clădire și este băgat într-un colț, sigur. Da, gata, data următoare când o să fiu vrăjitoare, mi-au și eu de aia de levitat și mă ascund și eu sus. Că asta pur și simplu nu e corect. Eu nu știu ce am... Ui, mi se pare că eu am aia să mă teleportez în alte obiecte care și aia e destul de bună. Nu, atunci nu mai contează. Eu nu știu ce am. Nu știi ce ai? Vezi că atunci când te pune să dai ready, poți să-ți selectezi skill-urile, știi? Bă, frate, deci ăsta nu este de găsit. L-au găsit în ultimele 10 secunde, pe bune. Mamă, cât de mulți erau aici, dude. Să înțeleg că-ți faci vreo speranță să nu fii găsită. Da. De un hunter profesional ca mine. Ești hunter. Normal că sunt hunter, de ce crezi că zic că nu o să reușești să... Oh, nu. What? Ce? Dude, erau niște vrăjitoare care ne-au blocat ușa. Mă, asta e șmecher. Ne-au blocat ușa, nu puteam să ieșim și apoi una dintre ele era literalmente cel mai mare dovleac pe care l-am văzut și o loveam cu toții și nu murea. Ok, dude, n-am mai pomenit așa ceva. Cum să vină nici să-ți blocheze ușa? Stai că am văzut ceva mișcându-se. Ce e aici așa? Ui, nu eram în nicio putere nouă.
Ești nu? Încă vrăjitoare în viață. Nu, nu, nu era nimic nou. Era faptul că gen au venit și au blocat ușa și nu puteam să ieșim. Că s-au transformat în obiecte care stăteau acolo fix la ușă și nu puteam să... A fost cea mai ciudată, deși n-am mai văzut așa ceva. Se întâmplă chestii de genul de obicei, oameni buni? Probabil că da, probabil că nu. Ești încă în viață, îmi place chestia asta. Da, eu da. Ți-am spus că m-am ascuns bine. Te-ai ascuns ia bine. Găsești, o să te găsesc, tu stai tu liniștită, imediat ce o să-mi dau seama pe unde, pentru că arta asta e literalmente colosal de mare, la fel ca toate hărțile. Găină. Opa, opa. Gangnam Style, yes, yes. Hei! Hei! Ce e chestia? Ce e? E un pickle! E ca Pickle Rick. Ah, cred că... Ah, uite-l pe ăsta în costum roz. Vai, chiar că las un curcubeu. Uai, l-ai văzut pe ăla în costum roz, a? Unde ești? Da. N-am vrut, nu l-am văzut, nu. Nu, nu. Ești pe aici pe aproape, nu? Nu știu despre ce vorbești. Nu. Mă, tu e... Ia, te-am găsit, nenorocito, a? Fugi! Fugi! Wait, chiar ai fugit? Nu mai am atacuri să dau, că... Care ești, mă, de aici? Ai rămas... A, uite-te! Get dabbed on! Tu m-ai prins! Normal că eu te-am prins, băi! Îți pot simți mirosul când dormi. Costumă... Băi, asta suna ciudat. Never mind. Ce? Nimic. Am zis că, gen, n-ai cum să scapi de un gameplayer profesional ca mine. Nu că data viitoare mă mai... Data viitoare o să te mai prind, mă înțelegi? Ui, câți mai sunt? 2? Ok, ia să vedem cineva pe aici? Nu. Deci nu pot să cred că am reușit să te prind când am zis că o să reușesc să te prind și te-am mirosit eu, bă, stai o secundă. Nu, dar e vina mea că ți-am dat indiciu, știi? Mi-ai dat indiciu, dacă păi nu, băi, dacă vezi dacă nu... ești gură spartă, cum s-ar nu. Zice. Vezi, trebuie să îți ții informațiile. Trebuie să zici, bă, nu văd absolut nimic, m-am buguit sub hartă, nu văd niciun hunter, nu e nimic în jurul meu, știi? Că dacă faci așa, nu mai am cum să te detectez. Nu, lasă că data viitoare știu, lasă. Data viitoare, bine, data știu, viitoare o să fiu eu vrăjitoare cu nasul foarte mare. Ei, data viitoare sper să fiu eu, nu când n-ai avea nasul mare și în realitate. Nasul meu e de dimensiuni perfect normale, despre ce vorbești? Ai nasul tu ai nasul mare, nu eu, nasul tu meu ai e... Nasul meu e... Ok, oameni buni, cine are nasul mai mare drăguț. În secțiunea de comentarii, eu sau Narcisa? Tu. O puteți vedea pe Narcisa pe contul ei de Instagram, narcisa.png, în cazul în care nu știți cum arată. Deci trebuie să ne spuneți cine are nasul mai mare. Spoiler, nu sunt eu, nasul meu e normal, ok? Shut the fuck up. Bun, bă. What the fuck, uite-l! Uite-l pe Pickle Rick! Ah, nu era, cred că era... Ui, sunt sigur că nu era iluzie, dude, pentru că a folosit puterea asta cu ciupercile. Ok. Apropo, chestia cu Pickle Rick e o glumă, în cazul în care nu v-ați dat seama, e for the memes, știi? Da, pentru că, să fim serioși. Cine ar striga Pickle Rick, wabba labba dab dab în mod neironic? Până și fanii Rick și Morty spun chestia aia în mod ironic, știi? Ai avut noroc că nu te-a dat Hunter, că dacă te dădea, oricum nu aveai cum să mă găsești, pentru că sunt literalmente imbecil și nu știu unde să mă duc și mai am numai 6 secunde, 5... m-am dus în labirint, vrei să vii cu mine, mă? M-am dus în labirintul de afară. Păi tu, mă, ce, stai, mai vorbesc cu altcineva? Păi știu că ești vrăjitoare și eu sunt vrăjitoare. A, și tu ești vrăjitoare. Și eu sunt vrăjitoare, m-am transformat într-o brânză plutitoare. Care, am zis asta numai ca să rimeze, dar nu plutesc. Ok, mă pot urca pe aici. Eu, din păcate, ești afară. Păi și eu sunt afară, și eu sunt afară. Sunt în spatele unui... Eu sunt un colț. O toaletă de-aia, gen, ca la țară. Sunt, o să mă pun pe masa asta. Nimeni nu o să suspecteze o brânză pe masă. Da, oh, sigur, oh. Sigur. Ok, sunt niște hunteri foarte aproape de mine. Dude, ba da, deci, fii antenă, nimeni nu o să suspecteze o brânză pe masă. Brânza trebuie să fie pe masă. Sunt ascuns în plain sight, Narciso. Știi ce la plain sight? Ești când, e când ești atunci... Gen fix în drumul mare și nimeni nu te suspectează pentru că ești ceva ce ar trebui să fie acolo, mă înțelegi? Ok, dacă mă lovește ăsta o să mă transform în ăsta. Ah!
Ok, ok, am fugit, am fugit, am fugit. Oh my god, Lord Iisuse, bă, ăsta, deci ăsta m-a găsit de fiecare dată mi-a răs viața. Da, bun, unde ești, mă? Ma... Nu, nu, am vrut să mă las intenționat prins ca apoi să te găsesc pe tine. Stai liniștit, a fost parte din planul meu de la început. Brânza n-o să suspecteze nimic. Nu, păi n-o să suspecteze nimeni brânza, invers, mă rog. Dar ideea e că, că a venit unul, frate, în colț de hartă. Arunc peste tot și mă găsea de fiecare dată când mă duceam în alt obiect. Ai văzut pe cineva? Nu-i nimeni, nu era nimeni. Nu era nimeni, zici, a? Deci era cineva, am înțeles, am înțeles. Am înțeles, nu, stai liniștită, stai liniștită, am înțeles. Hai mă, frate, mai repede, găină stupidă, vreau să văd dacă e cineva aici. Este! Ia! Yeah! Tu erai cartea? Nu erai tu, că tu nu folosești puterea aia de ciuper, că stai așa, că ai ieșit afară. Alo? Da? Ok, credeam că nu te mai aud pe Discord, dude. Nu, nu eram nimic. Atent aici la ceva. La ceva, a? Mă uitam prin preaz, nu știu. Dude, i-am dat 100.000 damage. Get dabbed on. Domnule Slandic. Slandic. Ok. Bă, tu unde ești, mă, parșivă, mă? Că eu te tot caut și nu te găsesc. Ești în casă, nu-i așa? M-o prins! Te-o prins, așa-ți trebuie. Crezi că te poți ascunde. Lord Tarly. Băi, în loc să te lași prinsă de mine, te-ai lăsat prinsă de Lord Tarly. Da, m-am lăsat odată. Bă, gata, cu un nume... A, deci acum vrei să-mi zici că te-ai lăsat tura aia și nu te-am prins eu pentru că sunt game player profesional. Am înțeles. Nu ești. Vrei să ne certăm? Vrei să avem o ceartă conjugală, să înțeleg? Da. Auzi, da. Și că nu sunt. Retrageți cuvintele! Nu. Retrageți cuvintele, femeie, sau... Nu, pentru că... Pentru că încă, ce? Încă... Încă ce? Încă supărată că m-ai prins atunci. Sunt hunter. Dude, îmi venea să strănut. Și n-am mai strănutat și acum mă simt foarte ciudat. Știi, sentimentul ăla e atât de enervant. De ce Dumnezeule mare urlă ăla ca nebunul? Nici măcar n-a început meciul, m-am transformat într-un craniu și o să mă duc. Uite frăjitoare aici la ușă. Uite frăjitoare. M-am dus aici în apă. Sigur n-o să mă găsea. Uite, ești hunter. What? Sunt hunter. Unde ai spus că te-ai dus? Sunt undeva unde n-ai cum să... Sunt... Stai. Sunt peste tot și nicăieri. Nu pot sunt să cred că omniprezent, Narciso, n-ai cum să mă găsești. Aha, ești omniprezent. Doamne, doamne, vreau să rămân un pic, uite aici și frate, aș vrea să stau cumva într-un colț sau undeva unde să nu mă găsească lumea. Problema e că n-am găsit ceva mic în care să mă polimorfizez, da, mă înțelegi? N-ai experiență, să mă metamorfizez. Da. Bă, nu știu unde se află lucrurile, nu știu. Bine, mă, că tu știi ce ai o hartă pentru jocul ăsta cu toate propurile șmechere și unde se află și unde te poți duce, îți spun eu, răspunsul este nu. Mamă, și m-a speriat. Te-ai speriat, bun, ai așa, tu și cu încă trei hunteri și suntem... Relativ multe vrăjitoare. Bă, știi ce? Acum am realizat că dacă în sfârșit n-am mai murit din prima milisecundă, pot să fraieresc cu oamenii cu chestia aia de creezi obiecte false pe care le miști pe aici și așa. Yes, yes. Cum unde nu m-am gândit la chestia asta? Mult noroc să mă găsești. Chiar sunt foarte cu... Oh-oh. Hai, mă. Oh-oh, what the... Oh my sper God, să no. Te prindă cineva, sper să te prindă. Oh, a trecut cineva fix pe lângă mine. Eu sper să nu... Ok, cine a trecut pe lângă mine? Erai tu cumva? Unde am ajuns? Oh, ai trecut prin portal, nu-i așa? Da. Ah, păi înseamnă că tu erai aia care a trecut pe lângă mine, probabil. Hai, cum? Oh, nu, te rog, ai milă, dude, come on, a venit unul fix lângă mine. Unde ești? Oh, Lord. Dar de fapt lasă că mă descurc eu. A plecat și nu m-a verificat. Oh, Doamne, yes, yes. Uite-te, te văd, te văd. Unde? Nu știu unde, cine știe unde pot să fiu, s-ar putea să fiu. Bă, pe bune că te văd, te văd, uite, în momentul ăsta stai pe loc. În momentul ăsta te-ai mișcat puțin și te uiți prin prejur. N-ai cum să mă găsești, sunt ascuns.
pai mordici, eu te... A, te îndepărtezi, rece, 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 rece. E rece, e rece, sunt departe de tine. Mă îndepărtezi? Da, te îndepărtezi. Haide, mai este unul. O, se încălzește puțin, se încălzește puțin. Ok, ok, da, bun. Temperatura corpului care este de 37 de grade, undeva pe acolo, nu mai știu exact. Bă, dacă stai pe loc, nu o să găsești pe nimeni, trebuie să te transporti fizic în locuri. Stai, lasă-mă puțin. N-ai cum să mă nimerești de acolo, ca idee, gen, niciun caz nu mă poți nimeri de acolo, pentru că sunt după, sunt ascuns după ceva. Hai mă că te și ajut, vreau să văd dacă reușești să mă găsești. Nu sunt acolo, da, rece, rece. M-am făcut cu brânza, nu? După o să mă bat mereu la cap, că n-am găsit brânza. Păi mă, ideea e că... ești foarte aproape de mine și a venit unul... Ok, știi ce? Nu-ți mai zic nimic. A venit unul aici care tot verifică și mi-e teamă să nu cumva să vadă că... Nu poți să-mi dau seama unde ești. Oh my god, ok, cineva a verificat ăla. Aș vrea să mă duc în el. Cum se cheamă acel ăla? Ok, nu-mi place. Ok, nu-mi place. Oh my god, e unul... Ăla ești tu, oare? Nu cred. Oh no. Oh no. Wait, tu ești? 30 secunde. Ia sari dacă ești tu, sari dacă ești tu. Am sărit. Bă, tu ești tot acolo, bă, nu mai, deci nu sunt acolo. Sunt... Da, ai spus că e cald. E unul fix lângă mine, a venit și stă AFK aici, deci mi-e frică să... Da, mai mi-e frică să plec. Secunde. Oh, no! Te-a prins? M-a lovit unul. Doamne, ai milă, mai sunt 5 secunde, come on, dude. Sunt o barcă, dude. O barcă? Sunt fix în spatele tău. Fuck, lăsați-mă în pace, nenorociților, am câștigat. Dude, eram înconjurat de atât de mulți oameni. Nu pot să cred că am supraviețuit. What? Ai avut noroc de hat, îți spun. Băi, am avut noroc că tu stăteai acolo așa și încercai să nimerești chestii care nu erau pe lângă tine, dar ideea e că n-am avut noroc, se numește skill. Toate ca toate, dar eu am o foame în mine, bă, Narciso. N-am vrut să fac asta! Oh, Doamne, lasă-mă să mă deghizez în ceva care este literalmente imposibil de mic și de găsit. Sunt vrăjitoare. Ce ești, hunter? Păi, ce e chestia? Nu, sunt vrăjitoare. Ești vrăjitoare, zice? Da. Păi, da. Doar ca să știi... Dar poți să-mi spui pe unde ești ca să vin lângă tine. A, vrei să ne ascundem amândoi, nu? Da, păi fii da. Antenă, bă, și dacă îți zic unde sunt pe pariu, că nu o să reușești să vii să mă găsești pe pariu. Ba da, bun, vin, fii antenă, sunt în peșteră. Sunt, în gen, peșteră? Pe harta asta e o mare bun, peșteră. Bun, așteaptă-mă că nu mai sunt și un hunter, acum e momentul. E o mare peșteră în care poți să intri prin câteva locuri pe hartă. Sau da, cum? Sau prin gura dragonului, sau prin gura dragonului. Poți să intri în peștera aia prin gura dragonului. Deci, intră în peșteră și caută-mă. În peșteră, pentru că sunt în peșteră. Știu că sună ciudat, dar chiar sunt. Deci chiar te ajut și vreau să văd dacă mă găsești. Măi, dar vreau ești tu? Lângă tine. Deci vrei să zici că ce? Că ești witch, adică gen vrăjitoare, da, nu? Da, sunt, da. Îmi ia literalmente 3 secunde să verific că ești hunter în tabela de scort. Apropo, te văd, apropo. Ia sar dacă ești tu aia. Narciso, sar dacă ești tu aici în peșteră și verifici chestii. Nu sunt în peșteră, încă caut. Hai mă, frate, cum adică? Pe bune? Îl văd pe unul aici care are skin-ul fix ca al tău. Ești, ești lângă unul, nu? Narciso, sar dacă ești tu. Nu! Atunci n-o să joc rece cald cu tine ca să mă găsești, să știi. Bă, tu ești aia, spune-mi dacă ești tu. Nu. Oh my god, el are auto-attack speed infinit de mare și vine și verifică toate alea. Bă, pe bune, mă. Bă, și voiam să te las să mă găsești, bă, mă rog, nu chiar, voiam numai să gen văd dacă reușești să mă găsești, știi? Râzi, să știi că n-am pierdut din cauza ta, am pierdut din cauza lui ăla. Ăla de ce avea, frate, putere de cartofi infiniți? Pentru că lor le-am spus să vină după mine. Cum le-ai spus tu, mă, să vină după tine, a? Bă, și eram atât de bine ascuns. Bă, deci eram atât de bine ascuns, era imposibil să fiu găsit. Și vine ăla cu... Uite-te la mine, dude, sunt o mitralieră, sunt un minigun. Deci eu știu că ca să ai cartofi de la infinit sau viteză sau chestii, trebuie să bați o vrăjitoare și să spunea zău de aia, nu?
Și ăla nu bătuse absolut nimic, dar a venit aici dintr-o dată și ratatatatatatatata. Fie rar să fie. Norocos. O, mai este o singură vrăjitoare. E bine, puteai să fii tu norocoasa, dar tu stă... Deci, uite așa joacă Narcisa, stă ceva de genul ăsta și verific, uite așa gen. Pac, 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 uite așa le ia la rând. Păi ca să fii, trebuie să te plimbi, firar să fii. Ok, vom pune capăt acestui minunat episod aici, oameni buni. Mă mănâncă mustața pentru că este un pic cam mare, ar trebui să o mai scurtez. Dacă vreți să mai jucăm jocul ăsta, lăsați like-uri, oricum o să-l mai jucăm pentru că, să fim serioși, și altceva ai putea să joci în 2020. Și o să ne revedem pe data viitoare. Zile, papa, Narcisa. Pa!